Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate refuză repetat să examineze mai multe proiecte care prevăd ajutoare pentru agricultori, producători locali și mediul de afaceri. Inițiativele vin din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care insistă pe examinarea proiectelor în comisiile parlamentare de profil. Comisia parlamentară de bază care urmează să-și dea avizul pe marginea acestor proiecte este cea economică. Astăzi, deputații blocului au insistat ca la ședință să fie examinată propunerea de alocare a 51,3 milioane de lei pentru acoperirea prejudiciilor suportate de agricultori din cauza intemperiilor din acest an. E o măsură arhi-importantă pentru agricultori, deoarece este perioada deja de recoltare a roadei și ar fi un ajutor și un sprijin foarte benefic pentru sectorul agricol. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, deputatul PAS Dumitru Alaiba, a refuzat să pună la vot propunerea, motivând că nu ar exista un aviz al guvernului. Argumentele aduse de deputații comuniști și socialiști nu au fost auzite. Poate discutat la comisie de proba de principiu și în plen doar cu avizul pozitiv al guvernului. N-am avut așa situație. Am avut așa situație și noi nu tare am fost entuziasmat de ele. În sens că, oricum, guvernul e cel care au fost 1000 de proiecte amânate în același motiv. De asemenea, membrii PAS din Comisia Economie, Buget și Finanțe au respins și inițiativa ce prevede ca reducerile comerciale aplicate pentru produsele și mărfurile autohtone de către magazine să fie plafonate. Potrivit proiectului, procentul maxim de discount pe care îl vor putea solicita distribuitorii nu va depăși 10%. Vedem prin mass media tot mai des că produsele agroalimentare încep au lua razna ceea ce ține de produsele de panificație, produsele lactate. Deci, totodată, noi avem un proiect de lege prin care încercăm să acordăm sprijin agricultorilor, producătorilor agricoli, în special la producția agroalimentare, ceea ce ține de a nu permite ca magazinele comerciale să solicite o reducere mai mare de 10% și o perioadă de promovare mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic. Deputații din majoritatea parlamentară au refuzat să analizeze și proiectul prin care se propune introducerea cotei zero pentru venitul reinvestit începând cu 1 ianuarie 2022. Toate aceste proiecte au fost înregistrate de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor în Parlament pe 9 august 2021. De menționat că o parte dintre ele au fost promise în campania electorală de PAS și de președintele Maia Sandu.